Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Șadrac, Meșac și Abednego, partea a doua. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip din aur înalt de 60 de coți. Daniel, capitolul 3, versetul 1. Când cineva își înalță o statuie de 60 de coți, e normal să crezi că asta marchează mari merite sau mari biruințe. Dar această statuie a fost personificarea mândriei. Toți avem în noi un mic Nebucadnețar. Nu ne-am face niciodată o statuie de 60 de coți înălțime, însă ne cam supărăm dacă oamenii nu fac plecăciuni în fața dorințelor noastre. Nu am aruncat niciodată pe nimeni într-un cuptor încins, dar mânia noastră iese la suprafață când nu obținem ceea ce vrem. Exagerăm în CV, îi denigrăm pe alții pe la spate, spunem minciuni și nu doar inofensive, pentru a ascunde domeniile gri din viața noastră. Dacă nu-ți găsești identitatea și siguranța în ceea ce a îndeplinit Hristos pe cruce pentru tine, îți vei ascunde nesiguranțele în spatele ipocriziei. Vei încerca să te împotrivești propriilor tale lupte, să-ți creezi propriile oportunități, să stabilești propria reputație. Două versete definesc căderea regiului Saul. În primul rând, 1 Samuel, capitolul 14, versetul 35, Saul a zidit un altar Domnului. Apoi, în capitolul 15, versetul 12, Saul și-a înălțat un semn de biruință. Iar Samuel a văzut și a citit inima lui Saul. Când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia semințiilor lui Israel? 1 Samuel, capitolul 15, versetul 17. Știi cine construiește monumente pentru propria persoană? Cel ce nu are o părere bună despre sine însuși. Cu cât ești mai nesigur, cu atât mai multe monumente trebuie să construiești. Există o mare diferență între vie împărăția ta și vie împărăția mea. Dacă treci această linie de demarcație, relația ta cu Dumnezeu va fi condiționată de satisfacerea propriilor dorințe. Nu-L slujești pe El, te folosești de El. Nu zidești altare pentru Dumnezeu, construiești monumente pentru tine însuți. Iar asta se numește idolatrie. Deci, zidește altare pentru Dumnezeu.